metodă foarte simplă prin care se poate căra gunoi. Un butoi de 20 de cât e asta, 250 de litri sau 220 de litri din fier, care are niște mânereci care se poate fi luat în mână, dar o să-i fac niște bolțuri ca să poată să-l prindă în tiranți, da? Deci butoiul pus în spate la tractor și iată, se poate căra cu el gunoi și se depozitează unde este locul de depozitat, adică la gunoi. Și așa se poate căra. Ceva mai mic ca să nu mai se agățe remorcă și alte chestii. Până data viitoare, numai bine!